dacă o femeie este foarte mult în arhetipul mamei, dau un exemplu, ar fi greșit din partea bărbatului să încerce să o abordeze, sau cât succes ar avea să o abordeze din alt arhetip decât aia a de soț. Bine, nu vorbesc formal, dar cumva ca energie, ca abordare, ca interese pe care le comunică femeii. Din care arhetip ar trebui să vină bărbatul ca să aibă mai mult succes sau ca să reușească să îi trezească interesul, atenția? Da, ăsta e pasul 2, că pasul 1 este că în general oamenii și cuplurile se atrag pe opus, pe diferență. Deci întotdeauna o femeie care va fi în arhetipul mamei predominant va atrage de fapt un partener adolescent spre copil, emoțional vorbesc aici, și atunci provocarea lor este să crească, adică ea să-și diminueze din energia maternă și el să se maturizeze. Cu siguranță întâlnirea lor are un scop de, să zicem, reparație și creștere împreună, dar acolo se poate produce și o ruptură, pentru că na, în orice relație ies foarte multe părți la iveală. Dar în general o femeie cu multă energie maternă, de exemplu, mai greu va intra direct în relație, mai ales dacă nu e foarte conștientă din această energie maternă, cu un bărbat foarte patern sau direct soț. Adică va fi o călătorie pentru ei doi. Dacă femeia este în arhetipul de amazonă, ce va atrage în mod instinctiv? Cred că va fi atrasă de putere sau de partea boemă a bărbatului. Există cam două tipuri de amazoane, adică femei care sunt foarte libertine în gândire și merg către conectarea cu natura și atunci poate vor fi atrase, nu știu, de bărbați care au o practică de spiritualitate, de exemplu, și sunt amazoanele intelectuale, care în general sunt atrase de succesul financiar, de orice înseamnă putere masculină. Astea ar fi cel puțin în epoca în care noi trăim. Seducătoare? La seducătoare depinde iarăși un pic. De exemplu, dacă ne gândim la povestea lui Marilyn Monroe, dacă știe lumea, apropo de această seducătoare, este că ea părea această femme fatale și acestea erau rolurile în care era distribuite, dar în relațiile ei personale era de fapt pe natura de copil foarte mult. Și atunci a și atras bărbați dominatori cu o anumită energie paternă. Femeile care sunt conștiente de natura lor de seducătoare, la fel sunt atrași poate de bărbați, să zicem, la fel, cu putere, sau de imaginea unui bărbat care îi se pare patern. Tot pentru că seducătoarea, de fapt, dacă vă gândiți, este adolescenta din fiecare dintre noi. Adică adolescența este momentul în care ne întâlnim cu toate aceste schimbări hormonale, atracție sexuală și așa mai departe. Și cel de-al patrulea arhetip ar fi cel de soție? Sau Da, deja ne ducem înspre 5, că am vorbit și despre preoteasă, dar încă o dată e greu de spus că cineva, nu știu, deși sunt cazuri, că în practică și în lucru individual întâlnește o fel de situații în care cineva este doar în această energie a femeii spirituale. Dar de obicei mama și soția pentru că femeile au acel ceal biologic care le îndeamnă, chiar dacă sunt sau nu pregătite să devină mame și soții, să caute acel partener pe care să-l investească cu acest rol de soț sau de tată. Bine, acolo în spate poate fi un alt arhetip care nu-i vizibil, adică acela poate fi de fapt un copil, dar cam așa funcționează lucrurile, pe cum se zice și în popor, nu? Că opusele se atrag. Ok. Care ar fi cele mai nepotrivite combinații? Da. Interesantă întrebare. Bine, nu prea există nepotrivit, că spuneam mai devreme, practic, ce este nepotrivit este să fii acaparat de magia arhetipului că ești bărbat, că ești femeie și să mergi într-o anumită extremă. De exemplu, dacă ești un Don Juan, să ai acest instinct, să te lași dominat de el și să ai mai multe relații. Nepotrivit este să fii în relație cu o femeie care vrea copii și familie. Nepotrivită este combinația, de fapt, sau ajunge să fie nepotrivită în sensul de suferință.
Evident, se poate lucra și acolo, dar cu foarte multă disponibilitate din partea ambilor parteneri. Deci ceva ce este destul de extrem, adică, cum spuneam mai devreme, libertatea în relații versus o căsătorie care înseamnă angajament și, teoretic, o singură relație.